Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. În urmă cu mai puțin de o oră, ministrul transporturilor Cătălin Drulă, îl cunoașteți, cel mai userist dintre useriști, anunța triumfalist pe Facebook că Râmnicu Vâlcea se leagă de autostrada Sibiu-Pitești și este vorba de lansarea licitației pentru proiectarea conexiunii orașului Râmnicu-Vâlcea cu autostrada Sibiu-Pitești pe DN73C. Explică domnul Drulă în postarea pe Facebook că vorbim de al doilea segment de la Ticven la Râmnicu-Vâlcea, care presupune lucrări de modernizare pentru 13 km pe DN73C, așa cum am spus mai devreme, și construirea unui drum nou de numai 3 km, care va face legătura între A1 și drumul național. În timp ce domnul Drulă se laudă, președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, și secretarul Camerei Deputaților, tot pe Facebook, spune că domnul Drulă își bate joc de vâlceni și îi consideră fraieri, pentru că această lansare de licitație nu este o veste chiar atât de bună pentru vâlceni. Vom afla mai încolo de ce, pentru că alături de mine în studio, cu care o să dezbat această problemă extrem de importantă, DN73C, Ticven, Râmnicu-Vâlcea. Știți că am tot discutat în campanie despre acest minunat drum cu consilierul local PSD, Remus Grigorescu. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația. Sărmâna și mulțumesc pentru invitație. Eu zic, domnule Grigorescu, facem drumuri. Practic le modernizăm. Mă rog, mai degrabă vorbim de o campanie pentru alegerile interne din PNL, alegerile interne din USR și mai nou, iată o consecință sau una din multele consecințe pe care le vom avea pe bani publici, consecințe cauzate de această competiție internă în ambele partide pentru alegerile lor interne. Din păcate, asta este situația, nu sunt eu în măsură să dau explicații de ce au ales această variantă. Este, cred că, din punct de vedere al costurilor, mult mai convenabil decât dacă ar construi o nouă structură care să lege direct un sistem de drum expres Râmnicu-Vâlcea de autostrada 1. Restul, toate chestiunile care se vor spune, nu vor fi decât texte doar de amețit oamenii și de a veni să justifice faptul de ce nu se face așa și de ce se face așa. Deci noastră considerați că este doar o chestiune de imagine, de campanie electorală interne. De campanie electorală internă și la unii și la alții. Și la unii și la alții, pentru că au transformat această campanie a lor proprie într-o chestiune de tip național, în care sunt folosite toate mijloacele care să-i pună în valoare pe acești lideri într-un fel sau altul. Cei care reușesc. Să se pună în valoare. Mă rog, pe de o parte sunt aceste costuri care, din punctul meu de vedere, sunt mult mai mici, pe de o parte, iar pe de altă parte, v-am spus, sunt chestiune de natură electorală, pur și simplu. Din păcate, România anul acesta este atrasă în aceste competiții interne. Da, încă o dată, deputatul Cristian Buican, PNL, spune tot într-o postare pe Facebook că vâlcenii nu vor să fie păcăliți, ne vom lupta, iată, susține domnul Buican, pentru adevărata legătură. Ticven, Râmnicu-Vâlcea, nu vrem așa ceva. Eu cred că în momentul când executivul vine și spune ce spune, lupta aceasta este deja pur și simplu doar o chestiune de slogan. Nu are nicio treabă cu decizia deja luată. Cu realitatea. Cu realitatea. Pentru că este o decizie luată la nivel guvernamental și punct. Cred că dacă s-ar fi dorit cu adevărat să facă, nu veneau cu astfel de declarații. Prin telefon alături de noi, domnule Grigorescu, este și Cristian Buican, domnul deputat Buican. Mulțumesc, domnule Buican, ne auziți? Cu mare plăcere. Deci așa o veste bună să o transformați dumneavoastră în ce? Ia explicați-ne, de fapt, despre ce este vorba. Domnul Drulă ce a făcut? Ne-a păcălit? De 30 de ani de zile, majoritatea guvernelor au ocolit județul Vâlcea în ceea ce privește infrastructura importantă, mai ales infrastructura rutieră. PSD-ul a deturnat culoarul 4 atunci când domnul Mitrea și domnul Năstase erau la cârma țării, mutând autostrada pe ruta București-Brașov.
De-a lungul timpului am insistat ca Vâlcea, îndeoseb Râmnicu Vâlcea, să fie conectată la rețeaua rutieră de autostrăzi și în mare parte noi am reușit să obținem reluarea demersurilor în vederea construirii autostrăzii Sibiu-Pitești. Însă, actualul traseu al autostrăzii Sibiu-Pitești face ca municipiul Râmnicu-Vâlcea să rămână în afara zonelor importante economice din România și din Europa și de aceea am lansat încă de la inițierea studiului de fezabilitate al acestui tronson, completarea cu un segment care să conecteze Râmnicu-Vâlcea la această autostradă. E vorba de drumul expres Tigveni-Râmnicu-Vâlcea. Care nu e același lucru cu DN73C? Noi nu confundăm categoriile de drumuri rutiere și autostrăzi. Noi înțelegem foarte bine ce înseamnă drum comunal, drum județean, drum național, drum expres sau autostradă. Noi dorim ca să fim conectați cu autostrada Sibiu-Pitești printr-un drum care să aibă 4 benzi minim în regim de autostradă. Nu dorim să fim păcăliți printr-o legătură pe un drum național existent care se dorește a fi modernizat. Sunt printre puținii politicieni din județul Vâlcea, poate singurul, care de-a lungul timpului, fie din opoziție, fie de la putere, am luptat pentru acest proiect. Și voi lupta în continuare și acum, când la Ministerul Transporturilor este un coleg de alianță. Nu voi accepta ca vâlcenii să fie păcăliți printr-o legătură la nivel de drum național prin modernizarea drumului 73C. Deci dumneavoastră spuneți că nu aceasta este soluția cea mai bună prin care municipiul Râmnicu-Vâlcea ar putea fi legat de autostrada Sibiu-Pitești. Cred că este soluția cea mai proastă. Și nu vă supărați, nu sunteți dumneavoastră parte în guvernul acesta sau îmi scapă mie? Nu, chiar nu sunt. Eu sunt un simplu deputat în Parlamentul României, dar în calitate de reprezentant al locuitorilor din județul Vâlcea, voi face toate demersurile legale, astfel încât să fie realizat tronsonul de drum expres Tigveni-Râmnicu-Vâlcea. Din păcate, politicienii din Vâlcea nu doresc acest lucru, nici PSD-ul atunci când a fost la guvernare, văd că nici alte partide nu doresc să pună în operă acest proiect. Da, domnule Grigorescu, dacă aveți vreo întrebare pentru domnul... Nu am niciun fel de întrebare, este poziția domnului Buican, poate să fie în continuare nemulțumit, poate să se bată în continuare și să facă drumul expres. Da, pare că domnul Buican, iată, face opoziție de la putere, adică e bine, domnul Buican, zic, să fiți în opoziție când sunteți la guvernare, nu? Îi urez succes să facă... Nu fac opoziție de dragul opoziției. Eu vreau ca ceea ce noi am propus pentru județul Vâlcea să fie pus în opera. Nu contează cine este la putere. Da, ideea era alta, că mă gândesc că în proiecte de așa mare anvergură, domnule deputat, mai sunt întrebați și factorii locali. Dumneavoastră sunteți totuși parlamentar. Reprezentați vâlcenii în Parlamentul României. Chiar nu va întreba nimeni pe unde trece drumul acesta? Adică pare greu de crezut în condițiile în care, încă o dată, sunteți la putere, la guvernare. Sunteți într-o alianță cu SR+. Care drum să treacă? Că nu am înțeles întrebarea. Păi despre traseul acesta vorbim, cu care s-a lăudat domnul Drulă. Nu va întreba nimeni, domnule, pe unde ați dori să faceți? Domnul Drulă cred că nu știe despre ce e vorba.
Păi și cum? Deci a făcut o postare, nu înțelege foarte bine, probabil că colegii de la Râmnicu Vâlcea, fiind preocupați de alianța cu PER și PSD, au uitat să explice domnului Drulă că vâlcenii doresc altceva. O să mă ocup eu ca să explic domnului Drulă că ceea ce a postat dumnealui pe Facebook, adică modernizarea unui drum național care face legătura între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea, nu reprezintă nimic nou pentru cetățenii județului Vâlcea. Da, este, iată, este surprinzător că dumneavoastră, probabil, mă gândesc că discuția aceasta ați fi putut-o avea înainte ca domnul Drulă să facă un anunț oficial. Că acum nu știu dacă se mai poate schimba ceva. Nu, să nu confundăm lucrurile. Modernizarea drumului național 73C era necesară de mult timp. Nu știu dacă ați circulat pe acest drum în ultimii ani. Este un drum care arată mult mai rău decât majoritatea drumurilor comunale din județul Vâlcea. Deci acest proiect de modernizare a drumului 73C, Curtea de Argeș, a tronsonului Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, nu este de abandonat. Din contră, este un proiect bun pentru cei care circulă între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea, dar nu în regim de autostradă. Pe mine mă interesează ca Vâlcea să fie conectată la infrastructura mare, rutieră, da, în sensul că să fie conectată printr-un drum în regim de autostradă. Doar în felul acesta, Râmnicu Vâlcea va reprezenta pentru investitori un oraș atractiv. Da, în felul ăsta vor veni investitorii și vor putea să creeze în județul nostru locuri de muncă bine plătite. Da, mulțumim mult pentru această intervenție, domnule deputat. Suntem atenți să vedem dacă se mai poate schimba ceva. Poate trebuie schimba nimic, trebuie adăugat, da, un tronson de drum expres între Tigven și Râmnicu Vâlcea, care nu are niciun fel de legătură cu drumul național 73C. Am înțeles. Mulțumim pentru această intervenție. Să sperăm că după ce vor fi terminate alegerile interne și la USR Plus și la PNL, să puteți să și discutați concret. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc! Bun, domnul Buican spune că e ok să fie și drumul acesta asfaltat, dar că adevăratul drum expres Râmnicu Vâlcea Tigveni nu este acesta, da? Și că pe acest drum ar trebui să vină investitorii către Râmnicu Vâlcea. Și dacă discutăm despre investitori, domnule Grigorescu, să vă întreb ce se întâmplă în Consiliul Local, pentru că investitorii par să fie blocați prin nevotarea celor puzuri necesare, iată, construirii, dezvoltării afacerilor lor. Unii au luat credite din bănci, alții s-au aprovizionat cu materiale. Eu știu, lumea ar fi vrut să se miște, dar da, pare că cei din Consiliul Local mai mult Domnul Buican este mai preocupat să se lupte în zadar, după, din punctul meu de vedere, atâta timp cât decizia este una foarte clară. În loc să pună la punct ceea ce se întâmplă la municipiul Râmnicu Vâlcea, unde, din păcate, o serie întreagă de lucruri care ar fi trebuit făcute nu se fac. Pentru că așa vor. N-au dat niciun fel de explicație de ce puzurile au fost sau pudurile au fost respinse. Nici până în ziua de astăzi noi nu știm care a fost motivul. Inițial au început cu niște motivații care au fost luate în calcul de toți cei care au depus puzurile și au făcut ceea ce li s-a cerut. Ulterior au spus, nu au mai dat niciun fel de explicație. La momentul acesta, cred că vom avea o serie întreagă de procese, procese care vor... Unele deja, care au și început și vom vedea atunci, la momentul respectiv, care vor fi consecințele. Cert este că consecința principală va fi aceea că Vâlcea va avea de suferit. Acești investitori, acești dezvoltatori sunt oameni care totuși una peste alta aduc bani
la nivelul localității, bani pe care de cele mai multe ori sunt bani împrumutați. Și foarte mulți bani se duc și la taxe și la impozite locale. Și taxe și impozite. Dar să nu uităm că s-ar putea ca acești oameni să ceară acești bani celor care nu și-au dat acordul. Pentru că ceea ce este interesant este că acești oameni n-au dat dovadă, deci n-au dat dovadă că nu ar face ce li se cere. Au cerut că trebuie grădiniță, au făcut grădiniță. Că vor, nu știu, au mers până acolo încât au inventat o chestiune ca pe un drum național să se facă un sens giratoriu în condițiile în care nu avem aceste atribuții. Este treaba celor de la drumuri naționale. Cred că lucrurile care erau operaționale și care erau realizabile ar fi trebuit să fie mult mai atenți decât această luptă surdă și această luptă dusă în zadar pentru un drum expres. Și eu mi-aș fi dorit acest drum expres. Recunosc că poate singura soluție vine... reprezintă o șansă. O șansă și reprezintă în continuare o șansă. Cred că mai degrabă acel drum de care vorbiți, drumul național, va fi transformat în drum expres. Cred că asta este toată treaba, modificarea sau modernizarea se va duce în zona aceasta. Să sperăm că va fi măcar făcut drum expres și nu modernizat în termenii actuali. Da, vedeți, domnule Grigorescu, cum totuși politica se îmbină, dar într-un mod, să spun, disgrațios astăzi. Deci, din păcate, anul 2020, anul... A fost un an electoral dedicat practic alegerilor. Și nu s-a mai guvernat nimic în țara asta, aproape nimic. Plus și pandemia. Și nu se mai guvernează nici acum, pentru că cei care se află la putere sunt preocupați să folosească resursele pentru a se concentra pentru alegerile interne. Nu contează cum, dar îi interesează doar cum vor ieși ei la alegeri. Restul și fonații. Este România lui Iohannis cu România reală. Da. Asta este, din păcate. Asta, aici am, deci în condițiile în care noi am fi trebuit să ne concentrăm, este, cum să vă spun, suntem țara care avem unul din cele mai mari deficite de buget, 9,2%, și putem să spunem că suntem în topul Uniunii Europene, alături de Franța, Germania, Italia, Spania, dar atenție, sunt țări care dețin mai mult de o cincime din produsul intern brut la nivel european. Ori în condițiile în care noi ne comparăm în sensul acesta și venim și spunem că trăim bine, mă uit la acest premier care vine și spune cu nonșalanță că salariile au crescut, că prețurile au crescut, că totul este... Unde au crescut salariile? Eu rămân surprins de lipsa de cunoștințe în zona macroeconomiei. Păi în condițiile în care salariul nominal crește, da? Dar nu crește atât de repede precum crește indicele prețurilor, atunci cum poți să spui că puterea de cumpărare a românilor a crescut? Atâta timp cât prețurile cresc mai repede decât cresc salariile, vorbim de scăderea puterii de cumpărare. Clar. Este o lege în știința care se numește macroeconomie, știință pe care domnul premier cu siguranță a studiat-o acolo de unde a venit. Dar bănuiesc că își face curaj pentru campania din interiorul PNL. Da, este clar că este... Campania pe care deja o vedem este practic o palmă dată actualului deputat pe motiv că, eu știu, ce interesau ei acolo sus. Da, e clar că totul se întâmplă în cheie electorală. În cheie electorală, într-adevăr. Internă în PNL și în PNL și în USR+. E un fel de... Probabil plată că, făcută în avans. Mă rog, se așteaptă și la USR+. Dar, din păcate, aceste aranjamente ne afectează pe noi toți români. Și pe toți vulcenii, în speță. Da. Pentru că, din punctul meu de vedere, era important, și o repet, și nu știu câte oară o repet, era important calea ferată Vâlcea-Vâlcele să fie realizabilă, să fie dusă la final. Deci, atenție foarte mare! Da. Sumele de bani pe masterul plan din 2017, spun că avem nevoie de circa 370 de milioane de euro să finalizăm traseul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele, pentru că suma este dedicată în special pentru zona asta, în comparație cu o autostradă care ne costă aproape 3,4 miliarde. Vă întreb, din punct de vedere economic, ce ne-ar fi avantajat mai mult? Pe noi ne-ar fi avantajat și pe vâlceni ne-ar fi avantajat să ajungem în centrul Bucureștiului mai puțin de 2 ore, pe de o parte. Pe de altă parte, m-ar fi avantajat din punct de vedere turistic. Am aceste stațiuni balneoclimaterice
care are ca profil acelui care utilizează aceste stațiuni oameni care nu au niște venituri foarte mari, au venituri medii și care își pot permite să vină cu trenul până la Râmnicu Vâlcea și de aici folosirea întregii infrastructuri rutiere puse la dispoziție la momentul ăsta din Râmnicu Vâlcea către cele trei stații. Calea ferată Vâlcea-Vâlcere rămâne doar un vis, domnule Grigorescu. Și apropo, ca să putem în 2027 se fac 100 de ani de la decizia luată de guvernul liberal de atunci pentru construirea căii ferate Vâlcea-Vâlcele, pentru că m-am gândit cumva că poate fi și ăsta un motiv pentru care cei care se află la guvernare să facă acest traseu ca o moștenire rămasă de pe vremea de dinainte de 1939. Discursul celor de la putere, domnule Grigorescu, reprezentanții PNL, spun, domnule, dacă vă uitați pe cifrele statistice, românii o duc bine. Păi... Nu. Cifrele statistice sunt extrem de elocvente. Cel puțin Institutul Național de Statistică, din acest punct de vedere, prezintă realitatea extrem de dur și nu așa cum o înfrumusețează unii și alții. De fapt, există o chestiune interesantă în statistică. Depinde la ce te raportezi. Că dacă te raportezi la o perioadă scurtă de timp, totul a fost, cum să vă spun, extraordinar. Dacă te raportezi față de alte perioade folosind indicatorii macroeconomici, veți vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Și, de fapt, stau mai greu. În momentul când tu spui că ai o creștere economică, este numai să ai o creștere economică. Știți, când te împrumuți, te duci și te împrumuți să-ți cumperi ceva. Da? Da. Automat veniturile tale au crescut. Deci față de o perioadă anterioară, tu ai mai mulți bani în buzunar, dar banii respectiv i-ai împrumutat și urmează să-i dai înapoi. Cu dobândă. Cu dobândă. Da? Dacă ne uităm la datoria publică a României, vom constata că 97% din ea este făcută de administrația centrală și doar 3% de administrațiile locale. Întrebarea firească este... Iată, o cifră foarte îngrijorătoare. Datele există în raportul pe luna februarie, Ministerul Finanțelor, privind raportul datoriei publice. Este foarte clar că... Datele sunt date de ei. Gradul de îndatorare al României este unul foarte mare. Au prezentat niște cifre... Aș vrea totuși să clarificăm. Gradul de îndatorare nu este unul dintre cele mai mari din Europa. Problema mare pe care o avem este faptul că dacă în perioada 2014-2019, în medie, datoria publică era undeva între 35%, 35-38%, în mai puțin de un an și jumătate, această datorie este 57% la momentul ăsta. Deci vorbim pe date concrete. Și mai putem lua fonduri europene în condițiile astea? Păi în condițiile în care administrația centrală ți ia 97% din bani. Și mai mult decât atâta, doar 3% din acești bani merg la administrațiile locale și de cele mai multe ori acestea sunt subfinanțate. De unde credeți că aceste unități administrative teritoriale își vor asigura partea de cofinanțare la aceste proiecte? Uitați-vă ce am pățit noi în Consiliul Local cu aceste împrumuturi care erau luate pentru a face studiile de fezabilitate pentru astfel de proiecte, studii tehnice pentru proiectele de tipul acesta. Cu ideea că în momentul în care câștigi aceste proiecte, automat acești bani se acoperă automat. Se întorc în economie, practic. Cu toate acestea, iată care este situația la momentul acesta. Deci, administrația publică centrală se împrumută masiv fără a ține cont de ceea ce se întâmplă la nivelul unităților administrative teritoriale. Ori Uniunea Europeană nu așa ceva încurajează. Da? Uniunea Europeană încurajează ca administrațiile publice locale să fie implicate pe piață, să fie sprijinite de către bănci pentru a lua împrumuturi care ulterior să se traducă în investiții cu un alt grad de eficiență socială. Ceea ce nu se întâmplă. Noi nu suntem în stare să gestionăm acest PNRR? Care, într-adevăr, o parte sunt fonduri nereambursabile, o parte sunt împrumuturi, dar iată, cu dobânzi avantajoase. Păi vă dau un exemplu foarte interesant. Vorbim despre Grecia, care are o datorie publică de peste 200% din produsul intern brut, dar care reușește să răstogolească împrumuturile cu o dobândă de 0,63%. Știți cât are România? 1,8%. Vedeți? Deci de trei ori mai mare. În condițiile în care avem o datorie publică în
în limita criteriului stabilit prin tratatul de la Maastricht, sub 60%, cu toate acestea reușim să luăm împrumuturi care sunt de 3 ori mai scumpe decât împrumuturile pe care le are la momentul ăsta Grecia. Este un studiu care există pe internet și recomand pe cei care sunt interesați să caute acest studiu privind costul datoriei. Dar ce ne lipsește nouă, domnule Grigorescu? De ce nu putem și noi negocia în interesul României și al românilor aceste împrumuturi? De ce nu ne putem și noi împrumuta la dobânzi decente? Nu, cred că ne lipsește în primul rând forța economică, pe care în mod normal ar trebui concretizată și în capital, un capital românesc privat extrem de puternic pe piață care se joace. 5 mai 2021, Institutul Național de Statistică a dat publicității gradul, sau mai bine zis, care este modul în care companiile din România, firmele din România sunt controlate din afară. 94% din societățile comerciale din România sunt controlate fie de persoane fizice sau juridice din străinătate. Doar 6% reprezintă control al capitalului românesc. Și cu asta am spus absolut tot. Plus de asta avem o mare problemă în zona bancară. 43 sau 44 de companii, bănci, care funcționează pe piața bancară din România, dintre care doar două sunt românești. Restul nu au nicio treabă cu România. Da, deci cu asta am spus absolut tot. Cred în momentul în care nu reușești să joci pe piață cu actori puternici, este greu să te duci și să negociezi. Și cu ai tăi. Gândiți-vă că Polonia reușește, printr-o serie întreagă de firme de top, să coaguleze într-un fel o forță financiară deosebită care să le permită să-și pună cuvântul în ceea ce înseamnă Comisia Europeană. Gândiți-vă că, în comparație cu noi, Polonia a avut grijă în permanență să cultive în structurile de la Bruxelles oameni care sunt în diferite structuri și care au grijă ca Polonia să fie ceea ce este astăzi. Da, cum și Ungaria, care reușește să joace să zicem așa, în zona relațiilor internaționale, foarte bine. Nu avem această capacitate, din păcate. Din păcate, cei care puteau să facă acest lucru, fie s-au locomit și au pățit ce au pățit, fie pur și simplu a fost așa... Cred că suntem prea slugarnici, prea lipsiți de... Nu, cred că am fost prea ignoranți. A fost o ignoranță totală, din păcate. Ignoranță și ignoranță multă și corupție până într-un punct, spun eu. Ne uităm la PNRR, domnule Grigorescu. De câte ori l-au întors cei de la Comisia Europeană înapoi? De câte ori au spus, scrieți prostii? Ați scris prostii? Vă rugăm, dați-ne cifre exacte. Principala chestiune care a reieșit din refuzul Comisiei Europene de a accepta PNRR-ul a fost modul de fundamentare. Deci baza de fundamentare este total greșită. Nu au, în primul rând, că în comparație cu alte țări au prezentat niște prețuri care n-au nicio legătură cu realitatea. Cu realitatea, da. Adică vorbim de digitalizare, da. Dar cum o facem? Vă dau un exemplu, că există acolo un proiect în care intuiești în proporție de 90% și cine vor fi beneficiarii. Adică nu au această idee de a lăsa... Dar lăsa deschise, să zic, la liber, practic. La liber, da. Și pur și simplu modul în care concepi un anumit program nu face altceva decât să îi dea o destinație foarte clară către anumite structuri. Scăpăm de MCV, domnule Grigorescu? Eu cred că România la momentul ăsta a îndeplinit criteriile de la Maastricht și cred că în mare parte și ceea ce înseamnă MCV. Mă rog, părerea mea este că este o structură care a fost creată doar pentru a ține România acolo unde... Pentru că sunt multe alte țări care n-au nicio treabă cu această MCV. Dar noi cumva, nu știu, suntem un fel de cobai? Se fac experiențe? Nu, din nu știm să jucăm pe piață. Nu se fac niciun fel. Experiența, nu știi să joci pe piață. Eu mă uit la niște indicatori care sunt extrem de relevanți și pe care am văzut că și... o serie întreagă de instituții, de cercetare. Este vorba la noi, dintr-o dată, și lucrul ăsta l-am simțit cel puțin la nivelul județului Vâlcea. Industria prelucrătoare, vorbim de industria prelucrătoare, cea care vine și înmagazinează resursele naturale ale României sau resursele minerale ale României în ceea ce se numește un produs înalt manufacturat.
Ceea ce în România din 2010, mai ales după, după criza din 2009, lucrurile au început să se îndrepte către zona de industrie de exploatare. Deci am pierdut poziții importante în acest joc și ne-am dus în zona de exploatare, în industria, de fapt în industria extractivă, în care doar extragem resursa și o vindem. Și o vindem de cel mai multe ori ieftin. Da? Uitați-vă ca exemplu care deja este mediatizat, pâinea, grâul. Da? Da, da. Te duci și vinzi grâu în Ungaria și Ungaria îți vinde produse pâine. De ce? Pentru că avem o industrie prelucrătoare care n-a beneficiat de un capital important, adică de acel capital împrumutat, pe care îl puteam împrumuta. N-am avut bănci suficient de puternice. Poate acum realizăm cât de mult ar fi însemnat o capitalizare a cecului, cât de mult ar fi contat în această situație un fond suveran care să-ți permită, să-ți permită să faci acele investiții. Spre să ce nu ne îndreptăm, mare domnule Grigorescu? Spre ce ne îndreptăm? Că noastră puteți să faceți așa o predicție logică? Că, mă rog, logică sau mai... Eu văd, la momentul acesta că vom rămâne în continuare, dacă atâta timp cât vom rămâne în Uniunea Europeană, părerea mea este că este ok, însă ne vom îndrepta către orizontul anilor 2030-2040, către o criză socială profundă. O criză socială care va fi generată în special de către fenomenul de îmbătrânire demografică, pe de o parte, iar pe de altă parte de scăderea rapidă a populației. Din păcate, componenta populațională nu a fost luată în calcul și nu s-a ținut cont în analizele pe care noi tot timpul le-am făcut. Din păcate, acest lucru ne va aștepta cu siguranță, pe de o parte. Iar pe de altă parte, spre finalul anilor 2040, ceea ce înseamnă la noi extragerea de gaz va intra practic pe ultima sută de metri, pentru că, conform previziunilor, România nu va mai fi un exportator de gaz, va fi un importator net de gaz. Bine, fără discuție. Ce putea deci să se întâmple lucrurile, mai... Nu neapărat. Sunt lucruri care se întâmplă și, din păcate, nu am avut oameni care, cum să vă spun, oameni care să fie lăsați să facă ceea ce trebuie făcut. Mă uit, de exemplu, la ceea ce vedem și la evaluarea națională. O scădere rapidă a notei medii la limba și literatura română. O scădere relativ mult mai mică decât ceea ce vedem la limba română la matematică. Vedem că au crescut discrepanțele dintre mediul rural și mediul urban. Din ce în ce, din ce, mai în ce. Mari. Pentru prima oară în județul Vâlcea, în mediul rural, s-au prezentat la evaluarea națională sub 1000 de copii. Dar pentru prima oară scăderea față de 2020 este una dramatică. Deci este aproape cu un sfert mai puțin, în condițiile în care media anilor 2014-2019 este pe un trend relativ pozitiv, cu o creștere relativ mică, dar este. Da? Plus de asta, remarcăm că o serie întreagă de licee sau de școli generale care în anii trecuți performau la nivel mediu, vorbesc, pe medie de evaluare națională, la valori înalte, chiar dacă au poziții de top 10 sau de top 5, nota medie față de anii trecuți este scăzută. Da, vă mulțumesc pentru prezența domnului Grigorescu. Și pentru opiniile pertinente. Ne trebuie numai o emisiune, numai să discutăm despre învățământ și despre educație. Cu vă promit că o să o facem. Cu siguranță. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu. Ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază plăcută. La revedere! Mulțumesc frumos!